Cum pui pe butuci bugetul unei comune cu 3.000 de suflete? O lași pe mâna primarului, în cârdeșie cu contabilul și cu viceprimarul, alesul local din Giurgița, o comună cu străzi neasfaltate, fără apă curentă, a reușit să cheltuie 15 miliarde pe toaleta grădiniței, 4 porți de fotbal, 200 de furtunuri de pompieri și cloramină, cât pentru toată Oltenia. Vasile Mitrică este primar în Giurgița din 2006. Om cu carte s-a implicat la început în atragerea de fonduri europene, în modernizarea comunei, așa cum orice bun edil face. Un an a durat până s-a rupt filmul. Începând cu 2007, primăria Giurgița a început seria unor achiziții bizare. Primarul din Giurgița s-a gândit și la copiii din comună. Pentru ei, în curtea grădiniței, a făcut acest WC-ul. Ei bine, pentru aceste scânduri a plătit aproape 1 miliard de lei vechi. O toaletă ca asta să coste 90.000 de lei noi acum... Nu cred așa ceva. Localnicii din Giurgița sunt și microbiști, așa că primarul s-a gândit să investească și aici, în terenul de fotbal. Ei bine, pentru o singură poartă de fotbal a plătit aproape 200.000 de lei vechi. Într-adevăr, vorbim de niște țevi ruginite. Nu se poate așa ceva, 200 de milioane o poartă, domnule. O bancă, așa cum este aceasta, a costat 2.700 de lei. Doamnă, până acum a fost băiat cinstit. Acest domn a votat cu primarul Mitrică și în 2006 și în 2010. Poartă și azi tricoul pe care l-a primit acum 5 ani și îl va păstra și pe mai departe, chiar dacă alesul lui e acum după gratii. Dacă nu avem cu ce să-l ștergem, dați dumneavoastră ceva să-l șterg, că-l șterg. Și cum cine împarte, parte își face, primarul n-avea cum să nu se considere pe sine un bun al comunității, așa că a investit inclusiv în el însuși. Procurorii au stabilit că primarul din Giurgița a avut multe realizări din banii oamenilor, plătea chiar și taxele de masterat, ba chiar și achita și polița sa de asigurare de viață. Pe viceprimar, cercetat în libertate în același dosar, l-am găsit la primărie. Țeava aia ruginită, să dați 20 ruginit, are 4 ani de zile de când e și bineînțeles că trebuia să ruginească. Primarul și contabilul au fost prezentați astăzi judecătorului. Acesta a decis să-i trimită 29 de zile la răcoare. Și ca să vezi ce mică e Oltenia, procurorii nu exclud ca în spatele firmei care a primit majoritatea contractelor primăriei Giurgița să fie chiar Bercea Mondial. Viceprimarul rămâne să gestioneze bugetul primăriei. Nu de alta, dar nu mai e niciun pericol. Nu mai sunt bani de cheltuit. În acest moment, primăria din Giurgița în faliment? Deocamdată nu, dar... E puțin în pericol. Toată România la mare.